Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Suntem la Dublă Personalitate. Astăzi vă propun un periplu în lumea literară, pentru că invitata mea, deși este stabilită la Heidelberg, în Germania, și-a lansat cel mai recent volum de proză scurtă. Cum am spus, este scriitoare și jurnalistă internațională și mă bucur să-i spun bun venit în platou Adrianei Cârcu. Mulțumesc bine, tare mult! Adriana, înainte de a vorbi despre cartea ta care tocmai s-a lansat în Timișoara, aș vrea să o luăm cu începutul, cum îmi place mie să spun, și să te întreb când și în ce moment ai început să scrii, să simți afinitatea spre partea asta literară. Deci activitatea asta literară sau preocuparea față de literatură a început cu cititul, cum se întâmplă la noi toți. Pe urmă, adolescență, timpurie, cum facem iarăși toți, am început să notez câteva gânduri care pe atunci mi se păreau importante. Dar scrisul în sensul de a mă angaja direct cu un text, deci a începe să lucrez cu textul, s-a produs odată cu primele traduceri pe care le-am publicat am început să le public în studenție în Orizont. Deci Orizontul pe vremea aceea avea o pagină de literatură internațională, ultima pagină, și acolo am început să public autori mai puțin cunoscuți sau cel puțin mai puțin publicați. Deci Henry Miller, Charles Bukowski, Anais Nin. Și după aceea s-a suspendat pagina respectivă, pe atunci nu era așa de strict nici cu drepturile de autor și așa mai departe, și eu am plecat. Știu că scriai la un moment dat într-unul dintre capitole cât de important era pentru tine să scrii în revista, da, Orizont, mai ales în perioada respectivă ca student. Era extraordinar, deci o senzație extraordinară că intri în rândul autorilor, știi, că ești practic parte, deși și din parte am fost, cum mai povesteam odată, copilul redacției, deci prietenă bună cu Adriana Babeț și ulterior cu Mircea Mihaieș, care mi-a fost coleg de facultate, și cel puțin odată pe o lună mergeam în redacție, mă știau toți. Și faptul că după aceea am fost acceptată și ca scriitoare, respectiv traducătoare, a fost o mare onoare pentru mine și continuă să fie. Nu întâmplător te-am întrebat, am început cu întrebarea asta pentru că mi-a plăcut foarte mult citind din cartea ta un paragraf care, dacă îmi permit să-l citesc. Da. Azi, când amintirile despre ea se așează în lăcașuri permanente, realizez că de-a lungul anilor memoria m-a îmbiat mereu cu acea dimineață noroasă, încălzită de prezența mamei, și mă gândesc că poate atunci când toca mărunt ceapa în bucătăria din Piața Maria, tocmai mama, printr-un subtil mecanism cauzal, mi-a deschis ușa spre literatură. Mi-a plăcut foarte tare paragraful ăsta și am vrut să vin cu întrebarea asta, pentru că găsesc aici parte din influența familiei, parte din ce înseamnă Timișoara, și aș merge mai departe, pentru că vreau să vorbim despre cum s-a născut cartea asta. Am întâlnit foarte mult din aerul ăsta local timișorean, dar și cel în care trăiești în Germania. Cartea asta este acea de-a treia catenă a unui șir de experiențe literare, că nici nu știu, nici eu nu știu să definesc exact. Toată lumea mă întreabă ce e asta, ce faci tu acolo. Într-un fel, pe de-o parte îmi convine faptul că nu poate fi captat în cuvinte clare și nu poate fi catalogat ceea ce se întâmplă. La o lansare, la lansarea de la Gărâna, Marius Giura m-a întrebat și că e jurnal. Este și jurnal. Deci este o captare de zi cu zi sau de lună cu lună a tot ce mi se poate întâmpla, interior cât și exterior. Iar cartea aceasta este a treia dintr-o serie. Deci prima a fost Cronica sentimentală, a doua Auriu, și Ascultați este cea de-a treia. Deci dacă pui cap la cap experiențele din aceste cărți, cel puțin cele de natură personală sau legate de Timișoara, you have a history, ai o istorie. Și istoria se continuă. Deci acum trebuie să fac un pic de referire la cartea asta care a apărut la New York. Editoarea respectivă mi-a atras atenția, a fost prima care mi-a atras atenția, ce mai fată, we have a narrative here.
Deci hai să le grupăm de așa natură cât să avem o poveste. Ceea ce a apărut aici deja nu diferă de ediția germană care va apărea acum în octombrie. În ediția germană sunt deja 3 story-uri în plus, pentru că the story goes on, știi? Și practic de atunci, de când am predat manuscrisul, am mai scris încă 3. Deci niciodată această poveste nu se va termina niciodată sau se va termina... Dacă tot suntem la capitolul ăsta, sunt curios să intrăm un pic în bucătăria asta ta internă. Cum e mecanismul ăsta al tău în momentul în care decizi să scrii? Cum se întâmplă? E și foarte multă autobiografie, mă gândesc că e și ficțiune. Da, este. E o autobiografie ficționalizată. Mai nu pot să spun decât că este un foarte subtil proces psihologic sau de introspecție sau nici nu știu cum să-l definesc. Ele vin. Acum nu vreau să mă repet că am mai povestit odată că așa vin ele. Știi? They surface. Deci vin la suprafață pur și simplu în momentele cele mai neașteptate. Ieri mă plimbam cu o prietenă prin oraș care mă urmărește foarte consecvent în orizont. În cărțile astea sunt și texte neapărute în orizont, inedite, dar sunt în majoritatea deja apărute în rubrica mea din orizont și care îmi spunea, zice, măi, câteodată mă sperii. Zice, mă întreb, ce-o fi cu ea acum? Ce simte ea? De ce scrie asta? Probabil pentru că te cunoaște. Da, știi? Deci, și i-a spus și ei, ceea ce i-a spus mai demult și lui Mircea Mihaiș. Așa vin ele. Deci nu caut momentul potrivit, uite-te, luna viitoare, O să public un text care zice Sorcova. Că așa a venit el acum. Înțelegi? Deci nu aștept sau nu mă orientez de factori exteriori să zic, bun, ok, fii atent, acum facem asta. Știi? Și au prospețime pentru că le public imediat, deci nu stau să mai... Știi? Revenind puțin la discuția anterioară, de la partea de scris ați ajuns în jurnalism, ați ajuns să traduceți. Cum a fost parcursul ăsta de carieră, mă refer? Băi, am început cu jurnalismul, să știi, pentru că prima carte a fost practic cauzată, ca să zic așa, de o întâmplare. Îmi amintesc că am întrebat-o, asta e un moment foarte important. Deci am întrebat-o la vremea aia pe Adriana Babeț, zic, măi, hai să faci, ce zici dacă fac un interviu cu Andy Ujică? Nu mai știam nici care de el prea mult. Să vedem ce mai face. Și a spus, fă o carte. Și ăla, pentru mine ăla a fost girul. Deci dacă Adriana a crezut că eu pot să fac o carte, m-am apucat și am făcut o carte. Și asta a mers în paralel cu jurnalistica muzicală. Deci, în paralel, tot în perioada respectivă, am început să fac interviuri și cronici de jazz. Și tot așa, absolut inconștient. Știi, când mă gândesc ce îndrăznesc câteodată, mă și sperii. Deci, eram redactor la o revistă americană, No Strings Attached, vreo 5 ani am fost redactor, executive editor. Și pentru revista respectivă am făcut câteva cronici de jazz și m-am gândit să fac un interviu cu un trompetist de jazz norvegian, Nils Petter Mølvær. Absolut din senin. Și când a fost gata interviul, el ca prin minune mi-a aprobat interviul, deci era no name, nu era nu știu ce revistă mare. Când a fost gata, mi-am dat seama că e prea bun pentru revista respectivă și am aplicat, practic, m-am oferit la... All About Jazz, o revistă specializată pe jazz, care mi l-au acceptat imediat și, ca să fiu autoironică, the rest is history, știi? Da. Deci am făcut o carte cu 18 interviuri cronici ulterior, după cei 5 ani, știi? Deci se întâmplă, dacă ești atent, știi cum e. Se întâmplă lucrurile. Dacă ești atent la momentul în care... practic să-ți pui energiile în mișcare. Mai vreau să dau un citat care mi-a plăcut, urmat de o întrebare, pentru că mi-ai ridicat la plasă următoarea întrebare. Okay. Uluială că textul meu a fost publicat în revistă și că cineva crede în ce scriu. Ai scris la un moment dat într-una dintre povestiri.
Și vreau să te întreb, ai avut vreodată îndoieli, nesiguranțe vis-a-vis de scrisul ăsta ca meserie? Am avut îndoieli legate de percepția textului. Pentru că factorul de identificare e foarte important și pe plan emoțional, dar și pe plan literar. Și nu eram sigură dacă este perceput cum trebuie, dar nu m-am îndoit nicio clipă de calitatea lui, pentru că se întâmplă un fenomen foarte ciudat. Când îmi iese bine o frază, mă încălzesc, mi se face cald de aici, știi? Deci parcă nici n-aș scrie eu și așa simt că îmi vine o căldură în obraz, știi? Și mă, n-are cum să nu fie bine. Deci cam ăsta e fenomenul fiziologic, ca să spun așa, știi? Și cum a fost confirmarea asta în timp de la cititori? Am un feedback foarte bun. Deci vreau să spun că este receptată pe plan, pe plan personal, ca să zic așa. Ce scriu eu, că nici nu știu cum să le spun, sunt receptate mai călduros decât pe plan critic. Știi? Deci am foarte mult feedback. Chiar și la cartea asta în engleză acum, pe care am scris-o în engleză, am feedback de la cititori native speakers, care e un factor emoțional foarte puternic în ceea ce se întâmplă. Deci timișorenii, clar, e factorul identificator, pentru că Timișoara e foarte prezentă în, și chiar și atunci când textele sunt legate de zona germană, simți. Sunt timișoreancă, da, rămân timișoreancă. Și spiritul ăsta se simte. Vreau să te întreb, poate pentru mine o curiozitate, dar cred că și pentru cei care ne urmăresc. Cum a fost momentul în care ai decis să emigrezi? Era încă comunism, nu? Asta 1988. E o întrebare foarte grea. Și de ce decizia asta? Nu a fost decizia mea, a fost decizia soțului meu, Victor Cârcu, care a plecase cu 3 ani înainte. Dar, știi... Deci trebuie să fac acum un pic de amplasare în epocă. Era soluția. Deci în prima mea carte scriu, am un text foarte clar legat de plecare și toți căutam soluția asta. Era ca o psihoză de masă. Deci ideea era să pleci. Nu mai stăteai să te întrebi și foarte important, nu stăteai să spui la îndoială că vei ajunge. E o diferență foarte mare. Mie mi-au trebuit ani și ani și ani de la plecare până la ajunge într-un spațiu nou. Și nu n-am pus la îndoială, deci astăzi mă întreb singură de ce n-am pus mai mult la îndoială plecarea asta. Am un text pe care îl și termin așa, cum mă întreb și astăzi de ce am plecat. Deci nu prea știu să-ți răspund clar, decât contextual în epoca respectivă. Știi? Și făcând paralelă la carte, deși au trecut 30 de ani, nu? Bine de 30 de ani de când ați plecat. Da. Încă într-o carte care tocmai s-a lansat în vara lui anului acesta, 2022, găsim atât de multe texte despre Timișoara. Da. Deci nu pleci niciodată de tot. Asta... Am întâlnit situații forțate, știi? Probabil că nu mai avem timp, dar eu predau română la Universitatea Aici vreau să ajungem. Populară. Din Heidelberg și cea mai importantă grupă din cursuri de 16 ani, fără întrerupere, asta e o mândrie personală, sunt persoanele care provin din spațiul românesc și n-au învățat limba acasă. Deci, măi, legătura este atât de puternică, chiar dacă te-ai născut acolo, încât vrei să te reconectezi la spațiul din care provii. Asta e cea mai bună dovadă și explicație, mai mult nici nu trebuie să spun. Se pare că timpul nostru se scurge foarte rapid și mai am fi avut atâtea de povestit. Într-o frază, pentru cei care ne urmăresc, de ce să citească ascultați? Hei, ar trebui să spun 3 fraze, pentru că este important să ne ascultăm. Deci există factorul legat de comunicare și există factorul legat de muzicalitate, care este specifică și limbii, dar și muzicii în sine. Deci astea sunt 3 argumente care cred că dau cumulul de atenție pe care îl merită orice fel de enunț, dacă e literar, verbal sau muzical. Și pentru că e atât de multă Timișoara aici, și mie asta mi-a plăcut. Mulțumesc că ai identificat-o.
Și eu îți mulțumesc, Adriana, că ai venit să stăm de povești. Cu mare plăcere! Așadar, Adriana Cârcu, ascultați Casa de Pariuri Literare, o carte recent lansată pe care vă recomand. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Până data viitoare, gânduri bune!